ultima oră, a fost arestat Carles Puigdemont, fostul lider separatist din Catalonia. Carles Puigdemont, fostul lider separatist catalan căutat de autoritățile spaniole, care îl acuz de rebeliune, a fost reținut de poliție în Germania, a anuncat duminică avocatul său, potrivit DPA. Puigdemont a fost reținut în momentul în care a trecut granica în Germania dinspre Danemarca, în drumul său spre Belgia, unde fugise de autoritățile spaniole, iar acum este într-o secție de poliție din Germania, a scris pe Twitter avocatul său, Jaume Alonso Cuevillas. Poliția din Nord, a sublinierea Kiel din nordul Germaniei, a confirmat pentru DPA că Puigdemont este în arest. Curtea Supremă din Spania a emis vineri noi mandate de arestare împotriva lui Puigdemont, sublinierea altor sublinierease politicieni catalani care se află în prezent în setereintate. Puigdemont s-a aflat recent în Finlanda, unde a participat la reuniuni în cadrul Parlamentului finlandez, sublinierea i-a susținut un discurs la Universitatea din Helsinki.